La început de sabat vă spun bun venit în capela Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Spun acest lucru pentru că sunt mulți oaspeți, de aproape sau de departe, și sper din toată inima ca sabatul acesta fiecare dintre noi să ne bucurăm în primul rând de prezența lui Dumnezeu. Înainte de a asculta o orchestră, aș vrea să îl invit pe oaspetele nostru, chiar că este foarte ocupat acum, să vină aici lângă mine. Bine ați venit! Fratele Marlen Trâncă este de câțiva ani buni în Austria. Vreau să ne spuneți dumneavoastră cine sunteți mai bine, cam de câți ani sunteți în Viena, cu ce vă ocupați, să ne spuneți câte ceva despre familia dumneavoastră și de când pasiunea aceasta pentru subiectele pe care ni le veți prezenta sabatul acesta? Întrebări complexe cu răspunsuri diferite. Sunt în Austria din 1990, imediat după Revoluție. Am un frate acolo și el a insistat foarte mult să mergem să facem un concediu. Ajungând acolo, am crezut că nu voi rămâne, eu nu am vrut să rămân, însă cei din familie au insistat și așa că se face că am rămas în Austria. Am lucrat într-o întreprindere farmaceutică, aproape 12 ani, o întreprindere vieneză destul de importantă. Cei de acolo, de la întreprindere, mi-au realizat practic toate formalitățile pentru a rămâne pe teritoriul austriac. Ei au făcut toate formele pentru ca să obțin cetățenie austriacă într-un timp record, 3 ani de zile. Apoi toate formalitățile de angajare pentru că au avut nevoie. Întâmplarea a făcut că după vreo aproape 12 ani, împreună cu alți colegi, a trebuit să plecăm, deoarece patronul firmei s-a îmbolnăvit, a decedat, a vândut firma, în final a cumpărat un ministru și au făcut niște remanieri, așa că se face că a trebuit să optez între a pleca la Graz sau a rămâne în Viena cu familia. Am optat să rămân în Viena cu familia și a trebuit să mă reprofilez și acum să lucrez în domeniul sănătății. Privind problema aceasta a pasiunii, o am de încă de când eram în țară, încă din anii studenției, m-a pasionat. O serie de cunoștințe le-am acumulat fiind încă student, probleme de genetică, probleme de biochimie și altele au constituit un fel de hobby, probleme de fizică, pe care am încercat să le dezvolt mai departe la Viena. Am doi băieți care sunt studenți la arhitectură în Viena și așa se face că iar o altă pasiune era această problemă, această arhitectură peisajere. Așa se face că am avut posibilitatea să rămân la curent cu cele mai noi descoperiri în domeniile respective. Băiatul meu cel mic studiază în paralel și cu arhitectura, este și la Facultatea de Fizică, la Universitatea Tehnică din Viena. Se face că am de acolo o serie de manuale care reprezintă la ora actuală cele mai noi concepții în domeniul fizicii, de asemenea o serie de probleme în domeniul arhitecturii și pentru că am descoperit anumite lucruri, mai ales în plaja asta ultimilor cercetări, lucruri care au de-a face cu conceptul de creaționism științific, am încercat să mă pun la curent cu toate aceste lucruri și ca urmare a acestor probleme sunt aici în mijlocul dumneavoastră. O ultimă întrebare, înainte de a asculta formația Enjoy Instrumental Music, nu? Care credeți că va fi câștigul participanților la aceste seminarii pe care dumneavoastră le veți prezenta aici la Cernica? Vedeți, dumneavoastră, o parte probabil din cei care sunt prezenți aici se pregătesc în domeniul teologiei pastorale. Vor sta în fața oamenilor și vor prezenta cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să aveți această convingere că puteți sta în fața oamenilor, fără să vă fie rușine, că
că sunteți credincioși și că aveți în mintea dumneavoastră conceptul acesta al creaționismului. Astăzi, oamenii tributari la celor două concepții beligerante, ca să zic așa, conceptul creaționist și conceptul acesta așa zis științific, conceptul evoluționist, cele două concepte sunt încă pe masa de lucru a gândirii omenirii, însă foarte mulți dintre atei convinși, atei de mare marcă, mai ales în domeniul fizicii astăzi, o parte dintre marii atei părăsesc rândurile ateiste, gândirii ateiste, împărtășind convingerea aceasta creaționismului. Va trebui să aveți, practic, o explicație rațională a faptului că Biblia, așa cum ne-a fost lăsată de Dumnezeu, reprezintă adevărul. Și că nu este nevoie să modificăm Biblia pentru ca să ajungem să facem o potrivire cu concepțiile vremii. În sensul acesta, doresc ca în seminarii care urmează să vă prezint raționamentul, rațiunea acestor concepții creaționiste. Și avându-le, să puteți să prezentați oamenilor să le adevărul așa cum este ea în paginile Sfintelor Scripturi, pentru că este corectă și reală. Știți, se întâmplă în lumea științifică următorul fenomen. Sau cu o mică paranteză. Când eram pe băncile școlii în țară, la școala primară, s-a întâmplat că la un moment dat un astronaut sovietic, primul astronaut sovietic, ieșea în spațiu cosmic, Yuri Gagarin. Atunci, una dintre profesoarele pe care le aveam ni s-a adresat spunându-ne: unde e Dumnezeu? Uite, a ajuns omul, a intrat în spațiul cosmic și n-a dat nicio parte de Dumnezeu. Yuri Gagarin nu l-a întâlnit pe Dumnezeu acolo. A fost peste tot. La data aceea, priveam așa cu oarecare compătimire la profesoară și îmi dădeam seama de un lucru. Vă spun, eu gândeam așa, sărăcuța, dânsa nu are un volum suficient de cunoștințe științifice. Nu se dă seama de mărimea Universului. Ce a fost Yuri Gagarin? Unde s-a urcat Yuri Gagarin? La o distanță destul de mică. Ce se întâmplă să ajungi la galaxii îndepărtate? Mai târziu am înțeles că dânsa trebuia să-și facă serviciu în raport cu filozofia și concepția orânduirii la mod. Era obligată să facă educația ateistă între ele și a folosit acest principiu. Apar în mass media, pe paginile de socializare, o serie de comunicate, așa zise, științifice, care vin să susțină idei evoluționiste. Din păcate, și în domeniul religios, sunt persoane, sunt pastori care vin să susțină idei evoluționiste. Și dumneavoastră le întâlniți pe paginile internetului, asemenea concepții. Dacă însă priviți lucrurile într-un mod profund, la nivelul cercetărilor de tip universitar, într-un mod serios, vă dați seama că toate aceste convingeri au lacune serioase și că nu stau în picioare. Mulțumim mult de tot. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne veți spune. Da. Acum ascultăm cu toții o muzică ce ne va face foarte mult bine. Mulțumim mult de tot.
geometria aceasta de euclidiană. El, într-una din zile, s-a apucat să facă o împărțire a unui segment, acea împărțire în medie și extremă rație. Voi încerca să vă prezint puțin despre ce este vorba. E o chestiune foarte interesantă. O să vă prezint și anumite lucruri care sunt destul de plicticoase, poate într-o anumită formă, dar dacă veți fi foarte atenți, o să observați o frumusețe deosebită legată de aceste lucruri. El a luat un segment de dreaptă, să încerc să-l iau și eu, așa. Să zicem segmentul A și B. A folosit numai rigla și compasul. Am împărțit segmentul ăsta de dreaptă în două jumătate, și a încercat, apoi a luat vârful compasului, l-a așezat în punctul A, a luat jumătatea, pe care a ridicat-o în sus și a obținut, să zicem, cam până aici. Eu am încercat, n-am compas, așa că încerc să iau această distanță de aici, să fie egală cu distanța de aici. După care a venit frumos și a unit punctul acesta C cu punctul B. Aici. A. Desenul nu este chiar atât de perfect, da? Mă rog, nu se mă știu. Da. Apoi a luat compasul și a venit cu vârful în punctul C, cu aceeași distanță, și a marcat-o pe undeva pe aici. Să spunem. Deci, distanța asta de aici, distanța asta de aici, distanța de aici, sunt distanțe egale toate. S-a mutat apoi cu compasul cu vârful în punctul B și a încercat să traseze un cerc. Și, să zicem, cercul acesta a venit frumos și a intersectat acest segment în punctul acesta, de aici. Punctul, să zicem, A, B, E. Punctul E, să-i spunem noi, în punctul acesta. A obținut astfel, în felul acesta, segmentul acesta A, B, a fost împărțit în două secțiuni, în secțiunea A, E și în secțiunea E, B. Ceea ce a observat el și ceea ce este perfect valabil este că cele două secțiuni sunt într-un anumit raport, una în față de cealaltă. Voi numi secțiunea AE cu A mic și secțiunea EB voi numi cu B mic. Se observă următorul lucru, și anume că A supra B deci A supra B este egal cu B-ul supra A plus B întreg. A plus B. Se poate scrie și altfel, se poate scrie, deci partea mare, B-ul supra A este egal cu întregul A plus B supra B. Cu alte cuvinte, partea mare împărțită la partea mică este egală cu întregul împărțit la partea mare. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde întâlniți dumneavoastră în Scriptură această relație? Ea se regăsește în Scriptură. Unde întâlniți această relație? Partea mare în raport cu partea mică este egal cu întregul în raport cu partea mare. Unde întâlniți așa ceva? Încerc să vă vin prin apropiere, așa aproape. Evanghelia lui Ioan,
Iisus Hristos face o rugăciune către Tatăl și spune așa: Tată, mă rog ca toți să fie una, cum și noi suntem una. Voi încerca să vă explic. Dacă în formă simbolică, partea mare, beul acesta, ar putea să fie, deci beul acesta ar simboliza pe Iisus Hristos, aul acesta ar simboliza oamenii, om, iar ansamblul acesta mare este dumnezeirea, atunci raportul dintre Hristos și om, în rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan, raportul dintre om și Iisus Hristos trebuie să fie egal raportul dintre Iisus Hristos și Tată. Tată, mă rog ca tot să fie una, după cum și noi să suntem una. Aceasta este voința lui Iisus Hristos, ca raportul dintre noi și El să se reflecte în raportul dintre El și Tatăl. Într-o unitate perfectă. Este principiul unității în diversitate. Acest raport este extraordinar de interesant, deoarece el stă la baza tuturor structurilor frumoase din univers. O să vedeți acest lucru. Mergând pe dezvoltarea acestei relații, dacă luăm, de exemplu, hai să luăm această relație de aici, și dacă notăm în această relație B supra A, o notăm cu fi în arhitectura clasică, în arhitectura peisageră, este notat cu fi acest raport de la Phidias, unul dintre constructorii Panteonului grecesc, fi. Deci notăm B, fi este egal cu B supra A. Supra A. Atunci obținem următoarea relație, și anume, fi acesta de la Phidias este egal cu A supra B, este inversat, 1 pe fi, plus B supra B este plus 1. Plus 1. De aici obținem o ecuație quadratică care are expresia de numitor comun fi. Obținem fi pătrat este egal cu fi plus 1. Fi pătrat este egal cu fi plus 1. Sau trecem mai departe că fi la pătrat este egal, pardon, fi la pătrat minus fi, minus 1 este egal cu 0. Este tipul de ecuație quadratică care are următoarele rădăcini. Știți bine că rezolvarea unei ecuații quadratice care are expresia ax pătrat plus bx plus c este egal cu 0, în care rădăcinile x1, 2 sunt egale cu minus b plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac supra 2a. Aceasta este formula de rezolvare a ecuațiilor quadratice. Vă aduceți aminte din anii de liceu. Și în raport cu această formulă, aplicând-o la ecuația aceasta quadratică, atunci fi, îl trec aici, fi are valoarea de 1 plus sau minus radical din 5 pe 2. Aceasta este valoarea lui fi. 1 plus sau minus radical din 5 pe 2. Sau este egal, luați calculatorul și calculați radical din 5 pe 2, adăugați 1 plus sau minus radical din 5 pe 2 și o să vedeți că este egal cu 1,618. Cifra aceasta lui fi este 1,618. Dacă veți împărți segmentul B la segmentul A, luați rigla, măsurați și împărți segmentul B la segmentul A, veți obține precis 1,618. Aceasta este valoarea lui fi. Este valoarea, așa zis, secțiuni de aur. Ce are
această secțiune de aur, ce are în comun cu ceea ce vrem noi în seara aceasta să expunem, o să vedeți că sunt lucruri foarte, foarte interesante. Și anume, atunci când s-a apucat să construiască Panteonul, Fidias, un arhitect din acesta grecesc, el a făcut și statuia lui Zeus din Olimp, împreună cu colegii săi, și-a pus următoarea întrebare. Ce formă ar putea să aibă templul Atenei Partenos? Forma unui dreptunghi. S-a apucat să calculeze, să vadă el care ar fi dreptunghiurile care sunt cele mai frumoase. Și a constatat că unul dintre dreptunghiuri era prea grăsuț, așa, prea robust, altul era prea slab, prea firav. A făcut mai multe studii și a ajuns la concluzia că, dintre toate studiile, a ajuns la concluzia că dreptunghiul cu raportul laturilor de 3 pe 5 ar fi cel mai echilibrat și cel mai frumos. Având și niște cunoștințe în legătură cu aceste situații pe care vi le-am prezentat aici, cu aceste calcule ale lui Euclid, Fidias a numit acel dreptunghi dreptunghiul de aur. S-a constatat că în arhitectură, în sculptură, în pictură, diferitele structuri care sunt în raportul acesta al secțiunii de aur de 1,618 sunt frumoase. Așa, de pildă, dacă un arhitect peisagist dorește să proiecteze un parc, el va trebui să calculeze raportul dintre suprafața ocupată cu lacuri sau cu ape din parc și suprafața ocupată cu vegetație. Va trebui să calculeze raportul dintre suprafața ocupată cu un anumit tip de arbori, conifere, și suprafața care este ocupată cu niște rabate florale. Dacă aceste suprafețe sunt în raportul de 1,618, parcul este armonios și este frumos. Alminteri, el este fie o imensă mlaștină, o imensă lăcăraie, sau este o pădure. Nu are acel aspect interesant. Ce vreau eu să vă prezint în câteva imagini aici, un astfel de parc este parcul din Craiova. Dacă veți merge în Craiova și veți discuta cu populația, cu oamenii care sunt în Craiova, marea majoritate vor spune că parcul, care este punctul numărul de atracție în Craiova, parcul acesta este un parc natural, așa a crescut el și este locul de atracție, parcul Bibescu sau parcul Romanescu, cum mi se mai spune, este locul de atracție al craiovenilor. Realitatea este că toți acești oameni nu știu că parcul acesta nu a crescut așa întâmplător. Parcul acesta a fost amplasat pe niște terenuri care, prin 1895, perioada aceea și anterior, erau locuri de depozitare a gunoiurilor, a resturilor menajere ale orașului. Mai târziu, primarul Craiovei pe atunci, Nicolae Romanescu, a cumpărat de la Bibescu aceste terenuri și a tocmit un arhitect peisagist francez, pe Edouard Redont, să facă proiectul acestui parc. Francezii ajunseseră renumiți în arhitectura peisageră, odată cu dinastia Ludovicilor, când Le Nôtre construia Jardin de Versailles, apoi Trianonul și alte parcuri vestite în Franța. Așa se face că Romanescu a tocmit pe acest Edouard Redont să facă proiectul unei amenajeri peisagere care a devenit parcul din Craiova. Edouard Redont s-a apucat de lucru și în anul 1900, Romanescu a tocmit în anul 1899, în 1900 lucrările de proiectare a parcului erau finalizate și proiectul acestui parc a luat medalia de aur
la expoziția internațională de arhitectură peisajeră de la Paris. Ce a determinat acordarea acestei distinții, acestui proiect, a fost în primul rând concepția lui Eduard Redont. El a gândit în felul acesta. Oamenii, în timpul verii, vor căuta lucrurile umbrite. În felul acesta, el a amplasat o suită de lacuri în cascadă și o alee șerpuitoare care a mers pe lângă cascade, pe lângă pârâuri, pe lângă lacurile respective și acolo el a amplasat anumite puncte de perspectivă, puncte de belvedere, de pe care se observă cel mai frumos vegetația care este la maximum de decor în timpul verii. În timpul iernii, a spus el, oamenii vor căuta lucrurile însorite. A proiectat o alee de iarnă, de pe care se observă cel mai frumos tablourile care sunt la maximum de decor în timpul iernii. Aceasta i-a adus medalia de aur lui Eduard Redont. Parcul acesta este un parc mix, având în interiorul său, în concepția sa, și elemente de baroc, dar în mare parte sunt aparțin genului peisager, romantic, de inspirație franceză. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, mă refer la podul în parcul acela, acela face parte din genul romantic. Aici este lacul din parcul respectiv. Trec mai departe, câteva imagini din parc. Sunt foarte multe lucruri de explicat și pentru cei care doresc pot să viziteze parcul respectiv. Pe aleea de iarnă, pe aleea de vară, pardon, pe aleea de vară care trece pe la suita aceasta de cascade pe pârâiașul care unește lacurile, el a construit anumite puncte de perspectivă, perspective cu punct de fugă central, foarte interesante acestea, de unde se puteau vedea cascadele respective și acolo am plasat niște arbori care obligau pe cel care privea să privească exact într-o perspectivă cu punct de fugă central, în așa fel încât, în asemenea perspective, tabloul creează o iluzie optică încât pare că este mult mai depărtat decât este în realitate. Și în felul acesta, parcul pare să fie mult mai imens, mai mare. Acestea sunt niște tehnici pe care el le-a folosit în cadrul acestei arhitecturi peisajere. Partea cea mai interesantă este că nimeni în Craiova, aproape nimeni în Craiova, cu excepția câtor arhitecți, oameni de specialitate, nu știu că Redont și-a lăsat o semnătură în parc. La intrarea în acest parc se află un chioșc de unde se oferea o perspectivă asupra orașului, mai precis asupra răsăritului, de soare apusului, de soare, în contextul orașului limitrof. În acest chioșc, care este o construcție barocă, el, la temelia sa, a lăsat scris Ernest Redont, arhitect peisagist francez, 1899-1903, data finalizării proiectului, amplasării proiectului în parcul respectiv. O asemenea istorie parcă se repetă și în universul nostru. Există un arhitect care undeva semnează pe opera sa în acest univers. Arhitect însă care nu este necunoscut, care nu este cunoscut de majoritatea populației, măcar că el nu este departe de fiecare dintre noi. Ceea ce e frumos se realizează cu o deosebită, cu o nesfârșită osteneală, spunea Euripide. Frumosul respectiv nu reprezintă doar o întâmplare. Știți că exista o maximă a filozofiei școlastice a evului mediu. O maximă care și astăzi se traduce în limbajul nostru în cuvintele acestea. Nu-i frumos, e frumos, e frumos, ce-mi place mie. De gustibus et coloribus non discutandum. Aceasta era maxima filozofiei școlastice în evul mediu. Oare așa să fie? Lucrările lui
Fidias, ca și calculele acestea, vin să ne spună că totuși frumosul se supune unor anumite legi. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este templul Atenei Parteros, templul Fecioarei Atena, iar în imaginea pe care aici o vedeți dumneavoastră, sunt niște săpături arheologice în Grecia, în Olimp, și aici se află un taler. Pe talerul acesta sunt grefate următoarele cuvinte: aparțin lui Fidias. Sunt vestigii care amintesc despre existența acestui arhitect. Aici este unul dintre locurile unde el a lucrat. Iar alături este o statuie a sa făcută ulterior în Luxemburg. Am vorbit în mare de Euclid, în faptul că în trecut, în perioada aceasta vechi testamentală, perioada orânduirii sclavagiste, ca să zic așa, erau cunoscute desenele acestea și calcule matematice în care se făceau măsurători cu rigla, cu compasul, toate acestea sunt oglindite și în Biblie. În Biblie este scris în cartea lui Isaia următorul lucru: lemnarul își întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățâiește lemnul cu orindea și înseamnă mărimea cu compasul. Trecem mai departe și am ajuns la niște desene care nu fac altceva decât să vă prezinte ceea ce am făcut eu aici pe tablă, la noastră. Partea cea mai interesantă este că, pornind de la aceste desene, dacă luăm această latură de aici și o transpunem la capătul acesta de aici și unim deasupra, obțin automat un dreptunghi de aur în care raportul laturilor se află. Este acesta, 1,618, este dreptunghiul de aur. La un dreptunghi de aur, deci dreptunghiul care are raportul laturilor 1,618, la un dreptunghi de aur, dacă din interiorul său extrag un pătrat, ceea ce rămâne este tot un dreptunghi de aur. Dacă din acest dreptunghi de aur extrag încă un pătrat, ceea ce rămâne tot un dreptunghi de aur. Mai extrag și din acela tot un dreptunghi de aur. Și dacă în aceste dreptunghiuri de aur voi veni și voi uni diagonalele printr-o linie și apoi trec din dreptunghi în dreptunghi, voi obține o spirală, spirala logaritmică. Spirala logaritmică este expresia geometrică a secțiunii de aur. Spirala logaritmică. Vreau să rețin acest amănunt pentru că îl vom întâlni pe parcursul întregii expuneri. Deci, spirala aceasta logaritmică, care pornește acest dreptunghi de aur, este expresia secțiunii de aur. Pentru ca o operă de arhitectură sau de artă plastică să fie bine proporționată, așa încât să aibă o înfățișare plăcută prin încadrarea ei în admonirea universală, arhitectul sau artistul plastic trebuie să asigure raporturi armonioase între părțile obiectului, unele față de altele, precum și între aceleași părți și întreg. Secțiunea de aur se studiază la Facultatea de Arhitectură, la facultăți care predau arhitectura peisagieră, de asemenea, am amintit, precum și în domeniul artelor plastice. Astăzi se lucrează într-un mod inteligent cu așa ceva. Profesorul Bernard, care predă la Facultatea de Arhitectură din Viena, în cadrul Universității Tehnice din Viena, are un capitol special care se leagă în cursul său de construcții terestre, un capitol special care tratează problema aceasta secțiunii de aur, și ceea ce este și mai interesant, el are un capitol special în care se vorbește despre construcția corăbiei lui Noe și modulul folosit pentru construcția acestei corăbii. Arta află că este rânduit ca natura să fie în toate asemenea cu ea însăși, spunea Pitagora. Vom trece mai departe, aici vedeți templul Atenei Partenos. Se știe că la acest Partenon s-a folosit secțiunea de aur între diferitele elemente, atât la
perimetrul exterior al clădirii respective, cât și la dezvoltarea antablamentului, cât și la coloanele respective. Există în arhitectură patru tipuri de ordine, așa numitele ordine arhitectură. Aceasta se reflectă în coloane respective. Coloana respectivă poate să fie în ordin doric, când nu are destule elemente de stucatură, elemente de înfrumusețare. Apoi poate să fie în ordin ionic, când există volute în formă de coarnă de cerb. Și ceea ce vedeți dumneavoastră aici, avem de-a face cu un ordin îmbogățit, avem de-a face cu ordinul coritic și apoi acesta este un capitel corintic. Coloana respectivă are un fus, iar deasupra de tot se află un capitel pe care se sprijină antablamentul clădirii cu arhitravă, cu cornișă, cu friză, cu absolut tot. Aici avem de-a face deci cu un capitel corintic. Este la și capiteluri de stil compozit în care apar frunze de acantă și sunt mult mai îmbogățite. La construcția acestui capitel se observă între elementele capitelului, toate sunt lucrate pe principiul secțiunii de aur. Și anume, dacă observați dumneavoastră, dimensiuni și dimensiuni. Între frunzele de acantă de aici, de asemenea, frunzele de la bază de aici sunt reflectate pe o dimensiune, apoi urmează a doua dimensiune, a treia dimensiune. Aceste dimensiuni toate sunt împărțite unele la alte, dau 1,618 exact pe principiul secțiunii de aur. De aceea coloana respectivă este frumoasă. Trecem mai peste. Acest principiu al secțiunii de aur a fost folosit și la construcția acestui teatru de la Epidaurus, unde se obținea o sonorizare perfectă. Se spune că dacă cineva se afla pe scenă, care în centru, și lua un ziar și îl mototolea, se auzea foarte bine sunetul până în la marginile acestui teatru. Trec mai peste el pentru că sunt foarte multe lucruri de expus. Cam pe la anul 1250 se apreciază data morții lui acestui matematician Fibonacci. În Pisa a trăit acest matematician, deci pe la 1150 se apreciază data morții, nu este precis cunoscută perioada sa. Este Leonardo Fibonacci, este cel mai important matematician al evului mediu, un maestru în efectuarea socotelilor. Numit și Leonardo Filius Bonacci, Pisanus, acest matematician italian a scris o carte, Liber Abaci, a avut posibilitatea să facă o călătorie în Nordul Africii împreună cu tatăl său, Giuliano Bonacci, și acolo a întâlnit la cei care erau tot în scopuri comerciale cu caravanele, cu degustori, a întâlnit oameni pasionați de matematică și pentru prima dată el a reușit să facă niște calcule folosindu-se de cifre indiene și lucru care nu era întâlnit pe atunci în evul mediu, cifre cu care astăzi operăm noi. A scris această carte, Liber Abaci, iar el a descoperit un șir, șirul recurent care îi poartă numele. Șirul acesta este aici reprezentat și are următoarele caracteristici. Vă rog să fiți foarte, foarte atenți asupra lui. Primul termen este 0, apoi termenul 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 și așa mai departe. Acesta este șirul lui Fibonacci, un șir recurent. Îl rețineți foarte ușor prin faptul că fiecare termen al acestui șir este dat de suma termenilor anteriori. Vă rog să observați. 0 cu 1, 1. 1 cu 1, 2. 1 cu 2, 3. 2 cu 3, 5. 3 cu 5, 8. Apoi 5 cu 8, 13 și așa mai departe. Acesta este șirul recurent al lui Fibonacci. Șirul acesta are o convergență spre valoarea 1,618 spre secțiunea de aur.
valoare pe care o atinge începând cu cifra 144. După 144 urmează 233. Împărțind 233 la 144, obținem valoarea aceasta a 1,618 secțiunea de aur. Din momentul în care șirul Fibonacci atinge valoarea secțiunii de aur, el merge numai pe valoarea asta. Nu se mai abate sub nicio formă de la ea. Acest lucru demonstrează faptul că șirul Fibonacci converge total în secțiunea de aur. Cercetările au arătat că toate structurile la o clădire, la o construcție, care sunt în raportul secțiunii de aur sau sunt în raportul acesta dat de șirul Fibonacci, sunt frumoase. Așa se întâmplă, de exemplu, pe o esplanadă să avem anumite coloane și se stabilește un joc între umbre și lumini. Și dacă jocul acesta respectă valorile șirului Fibonacci sau ale secțiunii de aur, toată esplanada respectivă este frumoasă. Impresionează plăcut ochiul. Vom întâlni pe parcursul expunerii noastre aceste lucruri. Cercetări asupra șirului acestei secțiuni de aur și asupra șirului l-a făcut și Luca Pacioli, un matematician, a trăit pe la 1445-1514. El a scris o lucrare care s-a numit De Divina Proporțiune. A scris-o în 1496. De Divina Proporțiune, proporția divină. Dat fiind faptul că această proporție este proporția frumosului, a impresionat de ea, a scris această carte De Divina Proporțiune. După el, o serie de alți pictori renumiți, Leonardo da Vinci, s-a ocupat de asemenea cu ea. Leonardo da Vinci a scris și el despre acest lucru, el o numește secțiunea de aur. Despre proporția divină, Pacioli a scris așa cum v-am spus. Kepler o numește secțiunea proporțională. Martin Ohm, un alt specialist în arte, în 1840, în lucrarea Reine Elementar Matematic, în volumul 2, abordează această problemă a secțiunii de aur. De asemenea, Sir Theodor Cook se ocupă de asemenea cu această problemă. Leonardo da Vinci are un studiu publicat, Der Goldene, știți, secțiunea de aur în limba germană, Der Goldene Schnitt. Albrecht Dürer, un pictor celebru, 1498, și el se ocupă de această problemă. Câteva caracteristici ale șirului lui Fibonacci, foarte interesant. Și anume, dacă scriem șirul lui Fibonacci, l-am scris aici, 0, 1, 1, 2 și așa mai departe, luăm termenii și împărțim la ei și spunem 1 împărțit la 1 dă valoarea 1. Împărțim pe 2 la 1 dă valoarea 2. Împărțim pe 3 la 2, obținem valoarea aceasta. Împărțim mai departe pe 5 la 3 și obținem valoarea asta. Apoi, în continuare, 8 la 5, venim și împărțim termenul mare la termenul mai mic. Și o să observăm ceea ce v-am spus, că începând cu 144, obținem valoarea 1,617,9, rotunjit 1,618, iar apoi, împărțind 233 la 144, 1,618, exact valoarea aceasta a secțiunii de aur. Sunt foarte multe, aici grafic se ilustrează convergerea șirului Fibonacci în secțiunea de aur. Trecem mai departe. Întâlnim secțiunea de aur în construcția diferitelor clădiri. Dacă măsurăm distanțe, cum sunt distanțe la capitel, așa cum v-am spus, la tabloul Mona Lisa, la clădirea aceasta măsurăm distanța până la balcon de aici, de aici, apoi la ferestrele de aici, la suprafața asta, măsurăm între ele și sunt toate pe principiul acesta al secțiunii de aur. Există de asemenea o legătură între șirul lui Fibonacci și triunghiul lui Pascal, care ne dau coeficienții binomiali.
și șirului Fibonacci se regăsește în aceste unghii al lui Pascal. Partea cea mai interesantă, am aici un studiu al arhitectului Gheorghiu. La muzeul satului au fost căsuțe construite de săteni, care habar n-au avut de problema aceasta secțiune de aur. Oamenii au lucrat și au construit aceste case după principiul să placă ochiului. Și au făcut case foarte frumoase, așa. E bine, arhitectul Gheorghiu le-a fotografiat, le-a schițat și făcând măsurători pe ele s-a observat că ele se încadrează perfect în acest principiu al secțiunii de aur. Ceea ce vedeți, această clădire se încadrează perfect într-un dreptunghi de aur. Diferite lucrări. La fel, ceea ce v-am explicat la parcuri, se regăsește aici secțiunea de aur în dansul lui Matisse, altă pictură, și trec mai departe să vă prezint un lucru foarte interesant. Kepler, Johannes Kepler, scrie prin 1596, Tübingen, o carte cunoscută sub denumirea de Mysterium Cosmographicum. În acest Mysterium Cosmographicum, el face următoarea descoperire. Orbita Pământului, spune el, este măsură pentru toate celelalte orbite. Circumscrie un dodecaedru. Vom încerca să facem acest lucru. Am făcut orbita Pământului, o vedeți acolo, am scris-o, și am pus dodecaedru la nivelul ei. Sfera circumscrisă acesteia este orbita lui Marte. Am luat dodecaedru, i-am trecut și lui, i-am circumscris o sferă și sfera este orbita lui Marte. Lui Marte circumscrie un tetraedru. Am scris, am făcut orbita lui Marte, acestea îi circumscriem un tetraedru. Se observă aici, orbita lui Marte, îi circumscriem un tetraedru. Sfera circumscrisă acestuia, am trecut-o și pe ea, este orbita lui Jupiter. Orbitei lui Jupiter, spune aici mai departe, circumscriei un cub. Avem orbita lui Jupiter, îi vom circumscrie un cub, aici, și apoi, partea cea mai interesantă este că sfera circumscrisă acestuia este orbita lui Saturn. Acum înscrie în orbita Pământului un icosaedru. Orbita Pământului, avem un icosaedru. Sfera înscrisă acestuia este orbita lui Venus. În orbita Venerei înscrie un octaedru. Sfera înscrisă acestea este orbita lui Mercur. În urma unor asemenea studii, Kepler face următoarea afirmație. Cred cu tărie că în univers este o voință divină. Foarte interesant. Toate orbitele planetelor sunt una în raport cu cealaltă, de așa manieră legate, încât între ele se încadrează toate poliedrele regulate. Acest lucru arată că aceste orbite nu sunt la întâmplare. Niciun ateu nu are explicație pentru treaba asta. Între orbitele diferitelor planete se înscriu aceste poliedre regulate. Foarte interesantă această afirmație. Partea cea mai interesantă, încerc să trec mai repede pentru că sunt foarte multe, iată ce declară un mare om de artă în legătură cu aceste lucruri. Diferiți astronomi și matematicieni de după Kepler au încercat să găsească o explicație a sistemului, adică să stabilească relații matematice între distanțele dintre planete și Soare pe de o parte și cauzele lor materiale pe de alta. Până în prezent însă toate aceste încercări au rămas fără rezultat. Lanțul descoperit de Kepler, alcătuit din sfere și poliedre regulate înscrise succesiv, intercalat unele în altele, nu a putut fi pus în legătură nici cu masele planetelor, nici cu densitățile lor, nici cu alți factori concreți, cum ar fi magnetismul, căldura, etc. Cu alte cuvinte, cu niciun element material sau fizic. Se impune ideea că sistemul nostru solar vrea pur și simplu să rămână consecvent cu sine însuși, respectând numai legile abstracte ale armoniei universale, spune Adrian în cartea Proporții, principii și aplicații în arhitectură și masele plastice.
Foarte interesant. Trec mai repede peste ele. În legătură cu această valoare a secțiunii pe care o am aici scrisă 1,618, descoperim încă ceva foarte interesant. Dacă iau această valoare a secțiunii de aur și o ridic la puterea a treia, îi trec valoarea ei aici. O ridic apoi la puterea, deci la puterea minus 3, la puterea minus 1, la puterea 0, la puterea 5 și la puterea 7. O trec aici. Și obțin următoarele valori: 0,24 pentru valoarea ridicată la puterea minus 3, 0,62 pentru valoarea ridicată la puterea minus 1, apoi 1 pentru valoarea ridicată la puterea 0, pentru că orice număr la puterea 0 este 1, și apoi la puterea 5 11,1 și la puterea 7 29,0. Acum, dacă ne uităm și vedem perioada planetelor, respectiv al lui Mercur, Venus, Pământ, Jupiter și Saturn, perioada este timpul în care planeta respectivă face o rotație completă în jurul Soarelui, se observă că dacă luăm valoarea aceasta a secțiunii de aur și o ridicăm la puterea minus 3, obținem pentru treaba asta valoarea 0,24. Ei bine, perioada lui Mercur este exact 0,24. Dacă luăm această valoare ridicată la puterea minus 1, obținem rezultatul 0,62. Perioada lui Venus este 0,62. La Pământ, această valoare, 1,618, la puterea 0, este 1. Exact într-un an are loc o rotație completă a Pământului în jurul Soarelui. Dacă luăm această valoare și o ridicăm la puterea 5, obținem rezultatul este 11,1. Perioada lui Jupiter este de 11,1. La Saturn, perioada de 29 coincide cu valoarea lui Fi ridicată la puterea 7. Niște coincidențe stranii. Trecem mai departe. Eu am să trec mai repede peste datele acestea. Dacă se ia, de exemplu, perioada lui Mercur ca unitate de măsură și se raportează distanțele apoi de la Soare la diferitele planete în milioane de kilometri, de exemplu, avem distanța de la Soare până la Mercur în milioane de kilometri, 57,910, până la Venus 108,200, până la Pământ 149,600. Și apoi, dacă luăm distanța de la Soare la Mercur ca unitate de măsură, atunci distanța până la Venus, raportată în această unitate de măsură, este doar de 1,86, iar până la Pământ 2,58. Partea cea mai interesantă este că, dacă luăm perioada planetei lui Venus și o mulțim cu secțiunea de aur de care am vorbit, obțin exact valoarea 2,58, adică distanța de la Soare la Pământ, raportată ca în funcție de distanța de la Soare la Mercur ca unitate de măsură. Foarte interesant aceste lucruri. Mai departe, o chestiune foarte interesantă comunicată de NASA. Luăm, așa cum am spus, distanța de la Soare la planeta Mercur ca unitate de măsură și raportăm în felul acesta celelalte distanțe la celelalte planete. Apoi adunăm toate aceste distanțe și obținem exact valoarea secțiunii de aur, 1,618. Voi trece mai departe peste toate aceste lucruri. Secțiunea aceasta de aur, sub forma reprezentării grafice, adică spirala logaritmică, se găsește în construcția galaxiilor. Aici avem o galaxie, NGC 4314, în constelația Coma Berenice, distanța la 40 de milioane de ani lumină de Pământ. Se observă o poziție a spiralelor logaritmice la această galaxie. Trec mai departe, am foarte multe astfel de galaxii. De asemenea, în constelația Orologului, la 70.000 de ani lumină departare de Pământ, iarăși o galaxie care are
spirale logaritmice în interiorul său. O altă galaxie din Ursa Major, la 59 milioane de ani lumină depărtare de Pământ, se observă foarte frumos distribuția spiralelor logaritmice. Deci, cu alte cuvinte, lucrate aceste galaxii, tot în principiul acesta al secțiunii de aur. În direcția Câinele Mare, la 114 milioane de ani lumină, se află două grupuri galactice, de asemenea, cu spirale logaritmice. Trecem mai departe. O frumoasă galaxie din constelația Câinele Venerei, la 31 de milioane de ani lumină, cu un diametru de 30.000 de ani lumină, pe verticală, se observă foarte frumos aceste spirale logaritmice la această galaxie. Așa, avem foarte multe astfel de exemple, trec mai repede peste ele pentru ca să pot să... În Biblie apare acest fragment foarte interesant, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi din fărâmă, din pulberea lumii. În spațiu cosmic, spațiu cosmic privind, se observă foarte frumos traducerea în viață a acestei declarații. Unde erai tu când nu era decât cea mică fărâmă din pulberea lumii? Pământul, într-adevăr, la nivelul Universului, este aproape de nerecunoscut. Trecem mai departe peste o serie de galaxii destul de frumoase și care prezintă de asemenea spirale logaritmice. Și aceasta de aici se observă destul de bine, aceste spirale logaritmice, în construcția ei. Și aici avem la constelația Coma Berenice, o altă galaxie, în constelația Sudica Antale, trecem mai departe peste ele și venim la reprezentarea acestei secțiuni de aur în artă. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un tablou al lui Rafael Sanzio, pictat la cererea papei, pentru a decora apartamentul în care urma să se mute papa. Mă refer la fostele apartamente ale familiei Borgia. Sunt așa numitele ștanțe lui Rafael. Tabloul se numește Școala din Atena. La acest tablou o să observați folosirea inteligentă a secțiunii de aur în construcție. Tabloul în sine are următoarea temă, prezintă în centru pe Platon, având în mână lucrarea sa, Timaeus, și pe Aristotel, Platon și Aristotel, școala din, sunt cei două figuri proeminente aici. În partea stângă este școala lui Pitagora, Averroes cel cu turban, Maria de la Rovere, Socrate, și în partea dreaptă grupul lui Zarathustra. Aici îl găsim pe Diogene, un cinic, și în partea aceasta îl vom găsi pe Euclid, grupul lui Euclid. Dacă venim și de la stucatura superioară a acestei arcade, tragem o linie care este paralelă cu podeaua, iar apoi de la marginea superioară a acestei arcade venim cu o altă linie. Și observați, dumneavoastră, venim în felul acesta, împărțim diferite linii. La marginea, la podea venim aici cu o altă linie. Apoi, la marginea inferioară a acestei arcade, cea din planul fundal, cu o altă linie, se observă că avem niște distanțe, distanța de aici până M mic, distanța de aici până la linia aceasta, apoi avem o distanță M mare până la linia podelei. Împărțim pe una la alta, dă valoarea 1,618, valoarea secțiunii de aur. Asta demonstrează faptul că Rafael a lucrat în mod inteligent cu aceste proporții și a reușit în felul acesta să creeze un tablou de o frumusețe deosebită. Liniile care se trag în aceste dreptunghii nu fac altceva decât să
urmeze profilul antablamentelor într-o perspectivă cu punct de fugă central. Rafael a lucrat la acest tablou în timp ce Bramante era arhitect și executa proiectele sale care s-au materializat în ceea ce reprezintă astăzi Vaticanul sau Biserica Sfântul Petru. După moartea lui Bramante, Papa Leon al X-lea l-a însărcinat pe Rafael ca să conducă el mai departe lucrările la construcția acestei biserici, Biserica Sfântul Petru din Roma. Din păcate, Rafael a murit și el la o vârstă destul de fragedă, la 1520, în mod subit. Trecem foarte, foarte rapid. Mai departe, întâlnim această secțiune de aur în tablourile lui Michelangelo, în tablourile lui Dürer, în tablourile lui Rembrandt. Trec peste ele. Și un analist francez, Paul Seruzier, spune așa: când mă hazardez să vorbesc de matematici în artă, unii zâmbesc ca și cum aș fi nebun. În societatea noastră, oamenii se opun matematicile artei și totuși ele sunt făcute să meargă împreună și să se sprijine reciproc. Trecem mai departe. Întâlnim, de asemenea, în picturile lui Leonardo da Vinci, Mona Lisa, de asemenea, Cina cea de taină. Aici se întâlnesc, de asemenea, secțiunea de aur. Trec mai departe peste picturi. În lucrările moderne la construcția Clădirea Națiunilor Unite, apoi interiorul sălii congreselor, unde întâlnim, de asemenea, spirale logaritmice. În parcurile moderne, în Jardin de Versailles, cum apare aici, parc în stil baroc. Trecem mai departe, în lucrările lui Calatrava, o biserică foarte interesantă aici, a lui Calatrava, care are câteva idei geniale, aș putea spune. Pe de o parte, ca idee, Calatrava amplasează aici trei îngeri care coboară din cer, redând solia din Apocalips, un înger care am văzut cele trei solii îngerești. Pe de altă parte, întâlnim niște structuri care se înalță către cer, ca și cum ar fi expresia rugăciunilor care se înalță către Dumnezeu. Iar apoi vom întâlni elemente tipice coranului lui Brâncuș, reprezentând infinitul care se ridică spre cer sau infinitul care coboară spre noi. E o biserică destul de interesantă. În lumea plantelor, dacă veți lua dumneavoastră un cont de brad, îl răsuceți, puteți faceți operațiunea asta acasă. Sau unde găsiți dumneavoastră un cont de brad? Luați un cont de brad și vă rog să-l întoarceți. Avem conul de brad aici, la baza lui, și luați și numărați solzii care sunt rândurile de solzi, care sunt orientate în direcția acelor de ceasornic. Însemnați-le cu o cretă, cu ceva colorat. Luați apoi și numărați rândurile de solzi care sunt orientate în direcția inversă a celor de ceasornic. Împărțiți pe una la alta și veți obține de fiecare dată un termen din șirul lui Fibonacci. La fel, la conopidă veți întâlni. Mai departe. Trecem peste ca să putem să... La floarea soarelui. Când veți avea posibilitatea să aveți un capitol de floarea soarelui, numărați rândurile cu semințe care sunt orientate în direcția celor de ceasornic. Și rândurile cu semințe care sunt orientate în direcție inversă a celor de ceasornic. Împărțiți pe unele la altele și veți obține exact termenul din șirul lui Fibonacci. La exemplarele mari veți obține secțiunea de aur, pentru că sunt exemplare mari unde au 144 de rânduri. Veți găsi exemplare mari cu 144, cu 233 de rânduri și veți obține exact 1,618, secțiunea de aur. În filotaxie este o ramură a botanicii care se ocupă cu dispoziția frunzelor pe ramură. S-a observat următorul lucru. Pe o anumită ramură sunt muguri. Considerați o coardă de la vița de vie, sunt muguri. Avem muguri care se inseră într-un anumit punct pe ramura respectivă. Următorul mugure
se va insera pe o linie spirală care încercuiește ramura respectivă. Pe o linie spirală. Dacă urmărim punctul de insecție al primului mugure și apoi locul unde se inserează cel de-al doilea mugure care se corespundă pe linie verticală cu punctul de inserție primar, obținem în felul acesta o anumită valoare. Se numesc aceste linii verticale pe care se inseră muguri succesivi poartă numele de ortostihuri. Iar o învârtire, ca să zic, completă în jurul axului este un ciclu. Dacă împărțim numărul de cicluri la numărul acesta de ortostihuri, obținem unghiul de divergență. Dacă îl mulțim cu 360, obținem. Și avem divergențele acestea, pot să fie de 1 pe 2, cum ar fi la fag, 1 pe 3, cum este la ștejar și la vișin, 2 pe 5, cum e la plop și la păr, 3 pe 8, cum este la salci, 5 pe 13 și așa mai departe. La toate plantele, unghiul acesta de divergență, conform acestei formule a lui Schimpler și Brown, de care v-am amintit-o, și anume că unghiul de divergență este egal cu raportul dintre cicluri, numărul de cicluri și numărul de ortosticuri, de mulțit cu 360, o să observați că acest unghi de divergență face parte de fiecare dată din șirul lui Fibonacci. Nu s-a găsit până în momentul de față plantă care să facă excepție de la această regulă. Deci, putem spune, foarte interesant, că acest șir al lui Fibonacci, această secțiune de aur, este prezentă în modul în care sunt alcătuite diferitele structuri în lumea vegetală. Foarte interesant, deci. Întâlnim această secțiune de aur sau șirul lui Fibonacci, sub forma spiralelor logaritmice, în construcția galaxiilor care se află la 14 miliarde de ani lumină, distanță extraordinar de mare, și întâlnim în lumea plantelor. Vă rog să-mi spuneți și mie, din punct de vedere fizic, ce legătură poate să existe între o asemenea galaxie la 14 miliarde de ani lumină, lumina mergând cu viteza aceasta de 299.792.458 de metri pe secundă, să-i viteza luminii în vid, pentru la asemenea viteză îi trebuie 14 miliarde ca să ajungă la acea galaxie, sau 13 miliarde sau 2 miliarde. De acolo, la steaua care a răsărit, o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ajungă. Ce legătură ar putea să fie între această galaxie și o plantă ca să se poată influența, să poată interacționa una cu alta? Nici o legătură în condițiile acestea. Absolut nici o legătură. Și totuși, secțiunea de aur reprezintă și acolo și aici. Inexplicabil pentru lumea oamenilor de știință. Inexplicabil. Ceea ce v-am vorbit cu dispoziția aceea în ortosticuri și în cicluri este redat în imaginea care urmează. Dispoziția petalelor la o plantă, la o floare, de asemenea, respectă această secțiune de aur. Și anume, dacă luăm o floare, un trandafir, și îl privim frontal, și trasăm un cerc în perimetrul corolei sale. Cercul respectiv are 360 de grade. Împărțim pe 360 de grade la secțiunea de aur, la 1,618, și obținem valoarea de 222,497. Dacă scădem acum această valoare din 360 de grade, cât are cercul, obținem valoarea de 137 de grade. Aceasta este valoarea acestui unghi diedru. Ei bine, fiecare petală este în raport cu vecina inserată pe planta respectivă la unghiul de 137,5. Ceea ce arată că secțiunea de aur este prezentă în construcția petalelor unei flori. Trecem mai departe, mai rapid. Și aici am câteva exemple de flori, câteva galaxii care seamănă cu flori, trec peste ele, pentru că nu avem timp. Voi încerca, de asemenea,
La echinacea purpurea se vede foarte bine, la această plantă, echinacea purpurea este aceasta, se observă foarte bine dispoziția acestor șiruri orientate în sensul acelor de ceasorni și în sensul invers al acelor de ceasorni. Le numărați pe unele și pe altele și veți obține 1,618 la echinacea purpurea, obțineți direct 1,618, deoarece sunt foarte multe șiruri. Mai departe, trecem mult mai rapid peste aceste probleme. Sunt foarte multe flori de analizat, unde putem să observăm dispoziția aceasta șirului lui Fibonacci. Voi trece peste ele, doar atât am amintit că în lumea florilor șirul lui Fibonacci este foarte prezent. Voi încerca să ajung mai departe la un alt punct, și anume un punct foarte interesant, ca să ne apropiem și de partea finală. Am aici foarte multe flori care sunt, merită să fie analizate floare cu floare, dar nu avem timpul necesar. Ceea ce v-aș recomanda dumneavoastră, luați un fruct de ananas. Și o să observați și pe el dispoziția acestor solți pe el în sensul acelui ceasornic și în sens invers al acelui ceasornic. Vă rog, faceți operațiunea asta acasă. Numărați pe cele în sensul acelui ceasornic și pe cele în sens invers al acelui ceasornic. Veți obține un termen din șirul lui Fibonacci. Faceți lucrul acesta fie cu un ananas, fie cu un cont de brad. La nivelul fructelor, luați o pară și o secționați-o și o să observați lojile seminale care cuprind, au 1, 2, 3, 4, 5, ca o floare pe centru, 5 fiind termen în seria lui Fibonacci. La mere, la pere, absolut peste tot se regăsesc. În construcția fluturilor, fluturile cu aripile desfăcute, se înscrie perfect într-un dreptunghi de aur. În construcția melcilor, sau acestui Nautilus, de asemenea, o spirală logaritmică perfectă, observați aici, o spirală logaritmică perfectă la Nautilus, da. La cochilile mercilor. Trec peste ele, pentru că la aripile desfășurate ale păsărilor întâlnim de asemenea spirale logaritmice. Veți întâlni de asemenea o secțiune spirală logaritmică pornind aici pe aripile desfășurate ale păsărilor. Trecem mai departe și la ele. Dispoziția solzilor la pești. La o chestiune destul de interesantă aici, înmulțirea iepurilor de casă. Fibonacci, când a descoperit acest șir recurent, a observat următorul lucru. El a luat o pereche de iepuri și a spus așa: o pereche de pui în prima lună nu sunt apți pentru a se reproduce. Însă sunt apți pentru a se reproduce începând cu luna a doua. Și el a observat următorul lucru. A luat o pereche de iepuri care sunt pui. În prima lună nu au fost apți pentru a se reproduce, așa că au trecut în luna a doua tot ca o singură pereche. În luna a doua însă erau apți pentru a se reproduce. Așa că la finele lunii a doua a rămas ei fiind în viață și noua pereche de pui. Prin urmare, sunt două perechi acum. În următoarea lună, cei adulții au trecut mai departe, dar adulții au mai dat naștere la încă o pereche de pui. Puii ceilalți nu s-au putut reproduce, fiind pui, a trebuit să se maturizeze. Așa se face că în următoarea lună aveam una, două, trei perechi. Și așa mai departe, în luna următoare s-au obținut 5 perechi. În așa fel încât descendenții toți s-au încadrat în seria lui Fibonacci. De aici Fibonacci a tras concluzia aceasta a existenței acestui șir recurent. Întâlnim mai departe șirul lui Fibonacci la înmulțirea albinelor. Pentru cei care au timpul necesar, vă pot prezenta separat modul cum are loc înmulțirea albinelor, care are o particularitate. Când se obține regina, regina se obține de la o regină care a fost fecundată de trântori. Dacă însă regina respectivă nu a fost fecundată de trântori, a dat naștere la un trântor. Când a fost fecundată de trântori, are două posibilități. Fie că este hrănită cu lăptișori de matcă și se obține o nouă regină, sau nu este hrănită cu lăptișori de matcă, se obține o lucrătoare.
Pe linia aceasta, mulțirea albinilor respectă perfect șirul lui Fibonacci. Cei care doresc să facă, le fac separat demonstrația, ca să trecem mai repede, pentru că sunt foarte multe. Întâlnim șirul lui Fibonacci în structura ADN-ului la om, între diametrul acelui dublu alfa helix și lungimea nucleotidelor pentru o proteină, ambii termeni sunt termeni din șirul lui Fibonacci. Trecem mai departe. Întâlnim în Biblie o serie de expresii de tipul ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești, ochii tăi, părul tău, dinții tăi, buzele tale, gura ta, obrazul tău, gâtul tău, capul este o cunună de aur curat, pletele lui, obrajii lui, ochii lui, buzele lui, mâinile lui, trupul lui, picioarele lui, înfățișarea lui este calibanul, ca, pare un tânăr ales ca cedre, așa e iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului. Toate aceste expresii sunt în Cântarea Cântărilor, capitolul 4, capitolul 5. Legat de aceste expresii, în Ellen White spune așa: arta nu va putea niciodată atinge perfecțiunea văzută în natură. Interesant. Și voi trece la analiza șirului Fibonacci la nivelul omului. Încă de pe timpul lui Dürer, Dürer s-a apucat să construiască un modulor, modulorul lui Dürer, în care era prezentat un cerc, modulorul acesta, și un om cu mâinile deschise. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici nu este modulorul Dürer, este modulorul lui Leonardo, care a fost lucrat după modulorul Dürer. Și s-a observat că diferitele elemente ale corpului uman se încadrează perfect în această secțiune de aur. La Viena am făcut o demonstrație, nu am timp să o fac și aici, oricând, dacă doriți, vă stau la dispoziție și putem să o faceți, pentru asta îmi trebuie o ruletă. La Viena am avut un fotomodel pe o studentă la medicină, sora de anul ăsta, adventist, studentă la medicină, care era fotomodel în Viena, și a urcat pe podium lângă mine, am chemat o soră, dar noi să facă măsurător pe trupul ei, și am rugat-o și am spus: Ruth, arată-ne tu unde este ombilicul tău, unde este buricul tău, cum se spune. Ea a pus mâna în dreptul buricului, sora respectivă, am măsurat lungimea ei, cât avea ea, 1,75 m, mi se pare că avea, și apoi am măsurat distanța de la cap până la umbilic și apoi de la umbilic până jos la picior. S-a descălțat ca să rămână fără încălțământ. Și s-a măsurat corect. Am împărțit pe cele două și am obținut 1,618. Perfect! O încadrare perfectă în secțiunea de aur. Pentru că umbilicul la om împarte lungimea corpului uman în raportul secțiunii de aur de 1,618. Sunt lucruri fantastice. Sunt lucruri fantastice, pentru care oamenii de știință astăzi nu au niciun fel de explicație, doar în raționamentul acesta al frumosului. În baza acestor dimensiuni, un arhitect francez, Le Corbusier, un celebru arhitect francez, Le Corbusier, s-a apucat să construiască acest modulor în care el prezintă, observați acolo, ombilicul ca ce extremă rație la nivelul corpului omenesc, dar în același timp el a observat că diferitele segmente ale corpului uman, unele față de altele, se încadrează de asemenea în raportul de secțiune de aur. Fantastică idee. Despre lucrul acesta vorbește, am spus, profesorul Bertold, care predă la Viena, la Facultatea de Arhitectură, la Universitatea Tehnică, predă cursul de construcții terestre. El vorbește, are un capitol special în care el vorbește despre aceste lucruri, dar în același timp are un capitol în care el vorbește despre construcția corăbiei lui Noe. Și el spune următorul lucru. Noi, arhitecții, astăzi folosim ca unitate de măsură metrul. Metrul. Metrul acesta care, știți bine că actualmente a suferit și el o serie. La început s-a crezut că este a 40-a milioană parte din lungimea meridianului terestru. Așa a stabilit Convenția Națională Franceză. Apoi, prin 1962, s-a zis că să trecem la un metru mai precis. S-a zis că este egal cu 1.650.763,73 lungim de undă vie, dar radiații portocalice corespunde tranziției izotopului criptonului între nivelele 5 de 5 și 2 pe 10. Aceasta era dimensiunea metrului atomic. Iar actualmente s-a renunțat la ea și s-a spus că este segmentul de dreaptă pe care o rază de laser în vid o parcurge în intervalul de 1 pe 299 de milioane 792 de 458 dintr-o secundă.
pentru că aceasta e viteza luminii în vid. Pentru că metrul este legat în felul ăsta de o constantă universală, viteza luminii în vid. Ei bine, el spunea așa, Bertolt, metrul ne dă probleme astăzi, pentru că atunci când lucrăm un proiect de arhitectură, va trebui să facem măsurătorile respective pentru ca să aplicăm principiul secțiunii de aur. Ei bine, dacă lucrăm însă cu măsurătorile date de Biblie la construcția corăbiei lui Noe, intrăm direct în secțiunea de aur, fără să mai fie nevoie să facem adaptările respective, deoarece dimensiunile date acolo, sistemul acela de măsură, se adaptează la nivelul corpului uman. Interesante afirmații făcute de profesorul Bertolt. Ne apropiem de... Am foarte multe lucruri de la această secțiune de aur. Doar câteva cuvinte și mă pregătesc de încheiere, pentru că v-am plictisit cam mult. De la această secțiune de aur, așa cum am spus, a realizat dreptunghiul de aur, iar apoi acest dreptunghi de aur se observă că are elemente cu care s-ar putea construi un triunghi de aur, acela s-ar putea răsuci și se obține o formă specială numită matrix. Ei bine, există în California un medic care a făcut asemenea programe pe computer, a făcut un asemenea matrix, în care liniile respective din matrixul respectiv, toate sunt în raport unele cu altele, pe principiul acestei secțiuni de aur. Medicul respectiv este chirurg estetician. Când vine o persoană la dânsul, el fotografiază persoana respectivă, introduce imaginea în calculator, în computer, și aplică apoi acest matrix peste imagine. Ceea ce nu se încadrează în matrixul respectiv, el taie. Și în felul acesta figuram un clip, cei care doresc vi-l prezint, o doamnă, o domnișoară care a venit pentru o operație estetică, pe care el a făcut-o în felul acesta. Clipul a fost prezentat la noi la televiziune și eu l-am înregistrat și l-am pus. Și este operată în felul acesta, cu matrixul acesta, și apoi să se încadreze perfect, după care dânsa este extrem de mulțumită, spunând în felul acesta, zice, acum mă puteți privi cât doriți, după operație, spunea dânsa. Trec peste aceste probleme. La nivelul capului uman sunt o serie de astfel de dimensiuni. Dimensiunea de la nas până la dimensiunea, observați aici, de la nas, aici până aici obțin o dimensiune, până la nivelul dinților inferior, de la dinții inferior până la bărbie jos. Se împart una la alta, obțin de asemenea termeni din șir Fibonacci din secțiunea de aur. Trec mai peste ele. Aici o să vedeți dumneavoastră matrixul aplicat la nivelul feței, fete respective, la nivelul unor artiști, la nivelul lui Marlene Dietrich, pe o fotografie publicată de George Hurrell în 1936, la nivelul ochilor, la diferite fotomodele, la nivelul lui Pierce Brosnan, la nivelul lui Tom Cruise, actor de la Hollywood. Aici am clipul respectiv, din păcate nu o să-l vedem acum, trecem mai departe. Vreau să vă spun că secțiunea de aur se întâlnește și în fizică. Unul dintre exemple, în scurt așa, dacă avem două plăcuțe de sticlă care sunt puse unele pe altele și o rază de lumină care cade pe aceste plăcuțe, raza aceasta va suferi reflexii în momentul când trece dintr-un mediu cu densitate mai mare într-un mediu cu densitate mai mică. Dacă urmărim tipurile de câte feluri de reflexii se pot produce, pe câte căi poate să o ia lumina în urma acestui proces de reflexie, vom obține numărul de căi este egal cu termenul șirului Fibonacci. Trecem mai departe. În construcția fractalilor, nu mai vorbesc despre ei. De asemenea, la nivelul construcției orbitalilor în fizică atomică, întâlnim aici, trec și peste lucrurile acestea, pentru că ne vom întâlni și altă dată cu așa ceva. La nivelul... La muzică, 1 pe lungimea lui Do, dacă luăm frecvențele respective, 1 pe lungimea lui Do plus 1 pe lungimea lui Sol este egal cu 2 pe lungimea lui Mi. Și așa mai departe se întâlnesc și aici. În construcția templului întâlnim termeni de asemenea din șirul lui Fibonacci. Întâlnim în construcția chivotului să se facă un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coturi și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate, să le poleiești,
cu aur curat pe dinăuntru, pe din afară, să faci un chenar de aur de jur împrejur. Termenii aceștia raportați unul la altul dau valoarea aceasta din șirul lui Fibonacci. Trec și peste acestea. Sunt foarte multe lucruri. Vreau să vă prezint însă o chestiune foarte interesantă. Este ultima. Și după aceea o să încercăm să vedeți o explicație finală. Am încercat aici să vă prezint o chestiune foarte interesantă. Luăm decalogul, poruncile. Avem poruncile, porunca întâi, porunca a doua, porunca a treia, sunt toate, le trecem una lângă alta, sunt 10 porunci, le-am trecut. Din păcate, nu-mi prea merg bine și programele și din cauza aceasta s-au cuplat un pic, pentru că am încercat un Windows să instalez pe... la Windows ăsta nu am nici driver și din cauza asta nu funcționează ca lumea. Trebuie puțin timp și n-am avut timpul necesar. Deci, am scris pe fiecare tabliță poruncile. Toate tablițele sunt egale pentru că toate poruncile sunt egale în fața lui Dumnezeu. Nici una nu este mai importantă decât cealaltă. Ai călcat pe una, n-ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, toate poruncile au o semnificație pentru mântuire. Și după ce am scris aceste porunci, am încercat, le-am pus pe toate unele lângă altele și am trasat o linie în dreptul acestor porunci. Apoi am dat poruncile, le-am lăsat jos pe munte pentru popor și am rămas cu linia respectivă. Pe linia aceasta care se întinde pe lungimea de la porunca 1 la porunca 10. Pe linia aceasta am încercat să construiesc secțiunea de aur prin măsurători, pornind de la un capăt și de la celălalt. Și am construit secțiunea de aur pornind de la un capăt, de secțiunea de aur este 1,618, apare aici, nu știu dacă o vedeți prea bine, dar este aici, scrisă, 1,618, aici apare, aceasta este linia respectivă. Pornind de la un capăt am obținut această împărțire, această împărțire și avem partea asta împărțită, partea mare împărțită la asta de 1,618. Pornind de la capătul celălalt, am obținut o a doua împărțire, și anume cea de aici. Și anume, partea asta de aici până aici, împărțită la partea asta de aici, din nou 1,618. Am ridicat din nou poruncile în sus, ca să văd în interiorul poruncilor unde cade secțiunea de aur. Știți pe ce porunci a căzut secțiunea de aur? Pe porunca a patra și pe porunca a șaptea, să nu comiți adulter. Sunt cele două memoriale ale creațiunii. Foarte interesantă ideea aceasta. Omul când a plecat din Eden, a plecat cu cele două, cu sabatul și căsătoria. Secțiunea de aur cade aici, ca un memorial al creațiunii. Acest lucru este ceva fantastic. Trec mai departe și am să încerc să redau explicația aferentă acestei. Secțiunea aceasta de aur a fost studiată de matematicianul Jacques Bernoulli, care a trăit între 1654-1705. Este un matematician elvețian, a fost profesor de matematică la Basel și membru al Academiei de Științe din Paris. A făcut studii privind calcul diferențial și integral, teoria probabilităților și, în special, el s-a ocupat de secțiunea de aur și de spirală. Pe mormântul său, pe placă comemorativă de pe mormântul său, stau înscrise următoarele cuvinte. Ianem mutata resurgo, resurgo. Ceea ce însemnează că deplasată, eu rămân identică cu mine însumi. Rămân aceeași. Nu mă schimb. Este o expresie, un aforism legat de proprietățile spiralei logaritmice. El a studiat proprietățile spiralei logaritmice și a constatat următorul lucru, că spirala logaritmică are această proprietate. Rămâne asemenea cu ea însăși. Nu se schimbă. Indiferent cum ai modifica-o, ea rămâne aceeași, neschimbată. V-aș întreba pe dumneavoastră acum, unde întâlniți în Biblie această proprietate? Sunt egal
cu mine însumi, nu mă schimb niciodată. Unde întâlniți așa ceva? Eu sunt Dumnezeu, nu mă schimb niciodată. E scris despre Dumnezeu lucrul acesta. Așa e? Așa este. Sunt egal cu mine însumi. Iisus Hristos, vorbind cu oamenii, spune așa: de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pentru că eu și Tatăl suntem una. Aici sunt expresia. Eu, Tatăl, venind pe pământ, s-a deplasat aici în persoana mea. Dar el a rămas aceeași. Pentru că eu sunt Dumnezeu ca și Tatăl. Această proprietate a spiralei logaritmice este o dovadă sigură a existenței numelui Dumnezeu înscris sub forma aceasta în toată creațiunea. Se regăsește în astronomie, se regăsește în construcția, în regnul vegetal, animal, la construcția umană, la construcția tuturor lucrurilor frumoase din univers. Am întâlnit acum, în spiritul profetic, următoarele cuvinte scrise. Mi s-a părut destul de interesante și cu asta aș dori să închid. Vreau să trec mai repede peste ele. Ei, cred că am să fac altfel ca să nu mai am probleme cu... Da. Spun aici așa: pe orice lucru de pe pământ, de la cel mai semeț copac al pădurii până la lichenul care se prinde de stâncă, de la oceanul nemărginit până la cea mai măruntă scoică de pe plajă, la scoica aceea care are spirala logaritmică pe ea, ei, oamenii, pot privi chipul și semnătura lui Dumnezeu. Fantastic. Această formă, această spirală logaritmică, care are o proprietate specifică dumnezeirii, este o formă de a semna Dumnezeu în întregul univers. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să mă scuzați pentru că am depășit deja cu mult timpul. Cred că au fost lucruri foarte ușoare. Toți copiii au rămas la seminarul dumneavoastră, așa că dacă au fost lucruri atât de ușoare încât copiii au rămas, poate... M-aș bucura dacă s-a înțeles. Așa. Pe deplin. Dacă mai sunt probleme și întrebări sau dacă cineva dorește separat explicații sau dorește să vadă un clip separat, atunci am posibilitatea să intru pe alte programe și să... Mâine seară, da, o să fie o sesiune de întrebări în care, exact, tinerii vă vor pune întrebări special. Despre aceste probleme. Da. Mulțumim mult, cred că în felul acesta ați deschis multe direcții de gândire pentru mulți tineri și cred că se vor gândi mai serios la realitățile înconjurătoare. Mulțumim mult de tot pentru ce ne-ați spus. Pentru a înțelege cei mari ceva, în versuri, aveți ceva scurt să ne spuneți? Hai, ceva scurt, așa? Dar cu microfonul așa apropiat de dumneavoastră. Da, da. Poate și mâine, dar ceva mai scurt. Încerc niște versuri, m-au rugat niște prieteni să le trec pe pagina de Facebook și pentru ei le-am trecut. Se numesc Necesitate. Dacă tot ne mișcăm pe pământul flămând, cel puțin cu folos să trăim alergând. Cel puțin. Ce puțin pentru cer am păstrat. M-am legat de pământ, de plăceri și păcat, ne-am legat de trecut, ne-am legat de prezent și am lăsat pentru noi viitorul absent. Avem multe de dat, avem multe de luat. Moștenim fire ascunse și aspre și reci, conținutul promescu al inimii seci, spre a goli cupa noastră de vid și păcat, spre a ne lua ce-am pierdut într-un timp limitat, avem multe de dat, avem multe de luat. Vrem să prindem cu asalt paradisul pierdut, vrem să luăm de la timp ce ne-am luat în trecut. Între cer și pământ, spre a putea fi salvat, timpul nostru e de preț, timpul nu e de dat. Dacă tot ne mișcăm pe pământul flămând,
Cel puțin cu folos să trăim alergând. Cel puțin. Cel puțin să avem noi ce n-au alții să dea, ce n-au alții să spună și ce n-au ca să stea. Cel puțin. Ce puțin. Prea puțin m-am legat de Iisus. Prea puțin stau cu El în iubire ascuns. Prea puțin stau să-L văd. Prea puțin vreau să-L chem Domn al slavei în mine, idealul suprem. Avem multe de luat. Avem multe de luat. Să-L primim pe Hristos ca nădejde în noi, să primim viața sa ca putere în nevoi, să-i dăm totul din noi, să ne dea totul El, să ne fie pecete și viață și țel. Pentru asta a venit într-un staul umil, în acel Betleem minunatul copil. Pentru asta a venit, pentru asta a murit suferind ca un miel, să ne fie pecete și viață și țel. Ni s-a dat mult prea mult, ni se cere puțin și e totul posibil prin sprijin divin. Între cerul înalt și pământul flămând, spre a fugi de păcat, nu e un spațiu gigant, ci distanța de un gând. Mulțumim!